Salam alaikum. Suntem în satul Făurei, din județul Constanța, orașul Băneasa. Aceasta este geamia din satul Făurei, minaretul. Geamia care a fost construită în anii aproximativ 1854 și renovată în 2015. Se văd îmbunătățirile aduse geamiei. Acesta este satul Făurei. Sat în care trăiesc 450 de familii, aproximativ 450 de familii de musulmani și 4 familii de creștini, după cum am înțeles de la cei din sat. Acolo vedeți, este fântâna. Aceasta este curtea geamiei. În curtea geamiei se văd niște pietre de morminte rămase din timpul Imperiului Otoman, deci adică de foarte mult timp, de sute de ani. După cum vedeți, se văd și semnele. Unele sunt pietre normale și altele sunt pietre inscripționate, probabil au și scris pe ele, dar cu timpul s-a șters. Acesta este minaretul. Aici avem baia și locul în care se spală cei care au decedat. După cum vedeți, este și un tabut acolo jos, în cameră. Și în același timp, în spate este o cameră unde sunt primiți musafirii. Aceasta este geamia. Aici este o magazie, cred, intrarea la magazie. Aici e intrarea la geamie. Aici vedem inscripționat. Am scris în arabă. Se poate citi, dar foarte greu, cred, ce este scris. Intrarea în geamie. E foarte scundă. Și aceasta este moscheea din interior, cu renovările care s-au făcut în timp. Mimberul. Se vede că e renovat, e făcut nou, adică nu este un mimber vechi. Aici este mihrabul, adică zona în care stă imamul, în conduce rugăciunea. Aici avem, se spune, cursi, un scaun, un fotoliu în care se așează imamul sau cel care face waz în ziua de vineri sau în zilele în care se adună oamenii la moschee. Probabil așa era în trecut geamia și au încercat să repare aceste lucruri. Aici este locul unde fac femeile rugăciunea, locul special în care stau femeile când fac rugăciunea după. Cum vedeți, probabil s-a păstrat lemnul original. Adică de când s-a construit geamia, din 1854 aproximativ, se vede că lemnul este lemnul vechi, original. Deci, pe scurt, aceasta este geamia din satul Făurei, sat în care trăiesc 450 de familii de musulmani, cum a spus, 4 familii de creștini, conform celor din sat, și în care este această moschee, poate mică pentru sat, dar cred că este destul de încăpătoare și suficientă pentru oamenii care vin la rugăciune.